Bună seara și bine v-am găsit! Eu sunt Ana Ionescu, trainer în cadrul Școlii de Valori și moderatorul acestui eveniment. Iar timp de o oră vă invit să descoperiți experiența proiectului Profesii Bine Cimentate. Acest proiect vă va oferi un parcurs educațional studenților din anii 2, 3, 4 și chiar celor de la master, de la specializările tehnice. În acest timp de 3 luni cât va dura acest proiect, studenții își vor dezvolta abilitățile personale și tehnice, avându-i ca mentor pe profesioniștii din compania Holcim. Acest webinar are un rol inspirațional pentru studenți, deoarece au ocazia să-i cunoască pe specialiștii și mentorii din compania Holcim, alături, bineînțeles, de foști participanți ai proiectului și împreună vor povesti în această seară despre experiențele lor din domeniul construcțiilor. Și astfel, timp de o oră, alături de mine, se află Florina Ruzneac, manager de resurse umane Alești și Turda din cadrul Holcim și, bineînțeles, 4 studenți participanți ai ediției trecute din cadrul proiectului Profesii Bine Cimentate. Narcisa, Adi, Badâr și Daria. Bine ați venit! Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți în această seară alături de noi. Îi salutăm și pe studenții noștri care sunt live alături de noi pe Facebook. Bine ai venit, Florina, bine ai venit, Daria, bine ai venit, Badâr, Adrian și Narcisa, bineînțeles. Bună seara și bine v-am găsit! Cum ești, Florina? Cum ești cu energia în această seară? Ah, când văd atâtea fețe frumoase și tinere, doar bine pot să fiu. Da? Excelent! Mă bucur să fii în această seară alături de noi. Daria, cum ești în această seară cu energia? La fel și eu sunt bine. Mulțumesc de întrebare. Foarte bine. Badâr? Bine, mulțumesc și eu. Sunt bine. Bun. Narcisa, abia aștept să ne împărtășești din experiențele tale. Bună seara și bine v-am găsit. Bine ai venit. Și Adrian? Seara, bună seara. Bună seara. Bun. Haideți să intrăm direct în pâine, cum se spune, da? Și am să încep cu tine, Florina. Aș vrea, te rog, să ne povestești puțin despre Holcim, despre compania din care faci parte și să ne spui un pic parcursul tău în această companie. Scuze, tehnologie. Da, așa este. Da. Eu sunt împreună cu Holcim de foarte, foarte mulți ani, probabil cam de vârsta unora dintre studenții care ne urmăresc. M-am alăturat echipei de profesioniști din Holcim în 2001. Deci, vă rog să faceți voi calculele. Da. Sunt în această companie și sunt foarte mândră că sunt aici. Am avut diverse roluri în departamentul de HR, pe partea de Compenben și în urmă cu 7 ani am preluat această misiune pe partea de manager de HR și sunt implicată în proiecte de educație pentru tineri, de la proiecte pentru liceeni și proiecte pentru studenți. Probabil o parte din cei care ne urmăresc, din studenții care au aplicat, știu că Holcim este un lider în materiale de construcții. Holcim în România înseamnă compania Holcim și compania Somaco. În cadrul companiei Holcim avem 2 fabrici de ciment, una la Alești, unde am și eu activitatea, cealaltă la Câmpul Lung, în județul Argeș. Avem 27 de stații de betoane, trei stații de coprocesare deșeuri la Alești și la Câmpul Lung. Și, bineînțeles, prin cealaltă companie din grupul Holcim România,
Avem și 5 fabrici de prefabricate și o fabrică de BCA. Așa cum spuneam, sunt foarte mândră că lucrez în Holcim, pentru că de-a lungul celor 25 de ani de când suntem în România, ne-am implicat întotdeauna în proiecte care să aducă un plus comunității acolo unde noi avem activitățile. Și proiectele educaționale au o mare pondere în politica noastră de sustenabilitate. Cam asta ar fi în linii mari ce înseamnă Holcim în România. Mulțumim, Florina. O să ne reîntoarcem la tine cu mult mai multe întrebări. Aș vrea să facem cunoștință și cu tinerii noștri din această seară prezenți alături de noi și am să încep cu Narcisa. E aici, în stânga mea, Narcisa, să știi, pe ecran. Spune-ne câteva cuvinte despre tine, te rugăm. Am absolvit Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură din Oradea, iar masteratul l-am absolvit în cadrul Facultății de Protecție a Mediului, specializarea Ingineria Mediului și Securitate în Muncă, și am participat la cea de-a doua ediție a proiectului Profesii Bine Cimentate. Iar perioada de internship am efectuat-o în Departamentul Sănătății și Securității în Muncă și Mediu, departament în care activez și în momentul de față, rămânând angajată a companiei. M-am așteptat echipei Holcim. Abia așteptăm să aflăm poveștile din spatele acestui proces, Narcisa, îți mulțumim. Badâr, trecem la tine, că ești aici, lângă Narcisa, te rog. Da, sigur, bună seara tuturor. Sunt student acum în anul 4 la Facultatea de Chimie, specializare nanomateriale și MON. Și în vara asta am avut șansa să fiu student la internship pe departamentul de calitate. Și nu știu dacă mai aveți ceva întrebare sau... ce mai... O să revenim la tine, Badâr, da. Bineînțeles că mai avem întrebări, îți mulțumim. Daria! Câteva cuvinte despre tine, te rugăm. Eu mă numesc Daria Andruș și încă sunt studentă în anul 4 la Facultatea de Construcții din Cluj, specializarea construcții civile, industriale și agricole, și am făcut și eu parte din a doua ediție a proiectului Profesii Bine Cimentate. Pe urmă am participat la internship-ul din locația stației de betoane Cluj. Mulțumim mult! Și nu cel din urmă, bineînțeles. Adi, te rugăm. Seara, numele meu este Adrian Cioba, sunt student în anul 4 la Facultatea de Construcții la Universitatea Tehnică Nicolae-Napoca, în secția Căi Ferate, Drumuri și Poduri. Am participat anul trecut la acest program, iar la final am participat la internship la Fabrica de Ciment de la Alești, unde am făcut parte din departamentul de proces. Mulțumim, Adrian. O să mă întorc curând la voi cu poveștile voastre despre experiența ediției a doua a Profesii Bine Cimentate, însă înainte de asta vreau să le reamintesc celor care ne urmăresc live pe Facebook, îi salutăm. Aceștia sunt invitații mei din această seară și dacă aveți întrebări pentru ei și cu siguranță veți avea, vă rugăm să ni le scrieți în chat și ele vor ajunge, bineînțeles, vor avea răspunsurile din partea invitaților mei. Acum, Florina, am să mă întorc la tine și vreau să te întreb, nu știu, poate fi o întrebare simplă sau una complicată, cine este Holcim? Cine este Holcim? Da, este o companie care face, pe lângă activitatea de zi cu zi, face și mult bine în comunitățile în care activează. Facem, nu doar vindem un produs, cimentul, să spunem, sau prefabricată, ci venim și cu soluții pentru cei care au nevoie, cu soluții tehnice. Oferim consultanță acolo unde este nevoie. Avem o gamă variată de produse pentru construcții și ne place să credem că schimbăm lucrurile în bine.
Te-am întrebat asta pentru că poate unii studenți au auzit doar de numele Holcim și nu știu cum să-l asocieze. Aș vrea să ne vorbești un pic și despre acest program Profesii Bine Cimentate. Profesii Bine Cimentate este un program pe care l-am dezvoltat împreună cu Școala de Valori. Este un program ca și multe alte programe de educație pe care noi le implementăm. Este un program care să sprijine tinerii, pentru că știm foarte bine partea de ce se învață în facultate, în licee, uneori nu se potrivește cu piața muncii. Și atunci, prin aceste programe de educație, prin Profesii Bine Cimentate în acest caz, încercăm să aducem un plus de valoare studenților, bineînțeles cu atelierele soft skills pe care voi le livrați. Și în același timp încercăm să-i aducem pe tineri în fabricile noastre de ciment, să aibă niște ateliere tehnice cu profesioniști din cadrul companiei, în care să dezbată unele probleme și în care să efectiv să vadă ce înseamnă o fabrică de ciment și o companie de construcții, materiale de construcții. Cum a fost experiența de anul trecut cu studenții, Florin? Nu aș vrea să supăr pe nimeni, dar anul trecut a fost cea mai extraordinară generație pe care am avut-o. Au fost extraordinar toți. N-aș putea să spun că cineva nu s-a ridicat la așteptările mele. Au fost niște tineri extraordinari. S-au implicat. Cei care au rămas în internship au adus un plus valoare companiei, pentru că ei, după finalizarea acestui modul de soft skills și de ateliere tehnice, intră într-un program de internship, cei care sunt selectați, bineînțeles, și toți au adus un plus valoare în companie. Acolo unde studiile ne-au permis, ca în cazul Narcisei, Narcisa a rămas cu noi și suntem tare bucuroși pentru asta. Și sper să o păstrăm cât de mult posibil de acum înainte. Iar pentru cei care sunt în an terminal, bineînțeles, există această deschidere să se întoarcă când își termină studiul. A fost o generație extraordinară. Pentru mine, atât pot să spun, extraordinară. Mulțumim, Florina, o să mă întorc la tine. Apropo că ai numit-o pe Narcisa, chiar aș vrea să o întreb și am curiozitatea asta. Cât de multe informații cunoșteai, Narcisa, despre compania Holcim atunci când te-ai înscris în acest proiect Profesii Bine Cimentate? Locuind în apropiere, știam că e o companie unde poți să te dezvolți pe plan profesional și în care activează oameni bine pregătiți într-un mediu de muncă profesionist. Mereu am apreciat faptul că compania a investit în proiecte educaționale și în formarea tinerilor pentru a avea o carieră de succes. Mulțumim, Narcisa. Badr, câte lucruri știai tu despre Holcim atunci când te-ai înscris în acest proiect? Eu nu prea știam despre Holcim datorită Școala de Valori și programul care a oferit. Și eu am intrat la un meeting așa pe Facebook și am aflat despre Holcim și despre tot programul și atunci am căutat un pic despre Holcim și am știut că e o companie de mare industrie de ciment și atât știam și nu aveam mai multe informații despre această companie. Mulțumim, Badr. Daria, tu ce părere ai? Nici eu nu știam prea multe despre această companie. Tot ce știam este că activează în domeniul construcțiilor și asta m-a interesat. Atât, da? Da. Deci, asta a fost pentru început interesul. Adrian, tu ce părere ai? Știai? Ce știai despre Holcim? Știam că doar produc ciment. Le vedeam logo inscripționat pe sacii de ciment din magazine. Și cam atât. Și cam atât. Ok.
Super. Bănuiesc că acum experiența voastră este cu totul și cu totul alta și aș vrea să vă întreb pe voi toți cum v-au ajutat aceste ateliere de soft skills și, bineînțeles, cele de hard skills făcute la sediul companiei Holcim. Cine vrea să înceapă? Uite, ca să nu mai numesc pe cineva. Narcisa, hai că tot cu tine încep, că tot lângă mine ești. Am învățat foarte multe lucruri noi care m-au ajutat pe mine să mă dezvolt atât personal cât și profesional. Îmi place să lucrez în echipă, iar pe parcursul atelierelor de dezvoltare personală am conștientizat cât de important este rolul fiecărui membru al echipei pentru a ajunge la rezultate cât mai bune. Iar în ceea ce privește atelierele tehnice, am fost fascinată de-a dreptul. A avut loc în cadrul fabricii de ciment din Alești, unde am avut ocazia să întâlnesc cu oameni profesioniști, deschiși, care au împărtășit cu multă dăruire din experiența lor și am rămas profund impresionată de acest fapt. Ok, Narcisa Badr, care a fost experiența ta la atelierele de soft skills, dar și cele de hard skills? Atelierele, așa, în general, m-au ajutat foarte mult să-mi promovez abilitățile și cunoștințele în fața unui angajator, că pentru mine asta contează, că vreau să mă angajez până la urmă. Și aceste ateliere mi-au ajutat foarte mult să învăț multe lucruri care o să mă ajute la în viitoarea carieră. Cam atât și tot așa ca și Narcisa. Adrian, pe tine cum te-au ajutat atelierele de soft skills? Să învăț lucruri despre mine, să învăț ce pot să îmbunătățesc la mine, să prezint niște idei, să argumentez anumite idei în fața unui public. Uh-huh. La ateliere mi s-a prezentat fabrica și mi-am dat seama că chiar vreau să vin la acest internship. Și la internship ne-a oferit ocazia să lucrăm într-o companie multinațională și să vezi timp de 3 luni cum e să fii inginer. Am o curiozitate. Atunci când ai ajuns în fabrică, era ceea ce credeai tu că e la fața locului? Cam ceea ce îți imaginai tu că vei găsi în fabrică? Eu am lipsit în prima zi din cauza unui proiect la facultate și am văzut poze. Din prima zi și mă așteptam când am ajuns în fabrică. Am înțeles. Daria, pentru tine cum a fost experiența atelierelor? Atât cele de soft skills cât și cele tehnice. Atelierele de dezvoltare personală mi-au plăcut foarte mult, deoarece au fost multe activități interactive, subiecte de actualitate și simțeam că timpul trece foarte repede și asta a însemnat că a fost un timp de calitate care m-a ajutat pe urmă. Iar atelierele tehnice au fost, wow, primul impact cu realitatea. Și era ceea ce te gândeai tu că este? Nu m-am gândit, nu mi-am imaginat și nici poze n-am văzut înainte pe internet sau așa, e total altceva. Și m-a făcut să conștientizez ce lucruri mari sunt în spatele unui simplu obiect pe care noi îl vedem pe rafturile magazinului. Mulțumim, Daria. Mă întorc la tine, Florina, și aș vrea să ne povestești puțin ce intenționează Holcim prin acest proiect. Ce caută la acești tineri? Căutăm această lipire, acea dorință de învățare, acea dorință de a face lucrurile altfel. Suntem o companie care pune accent pe produse noi, produse sustenabile. Ne place să credem că o să construim viitorul cu produsele noastre. Produse care să fie în concordanță cu mediul, cu viitorul pe care îl așteptăm. Și asta așteptăm de la tineri. Să fie curioși, să-și pună amprenta pe ceea ce fac, să aducă idei de îmbunătățire, într-un cuvânt să fie părtași la spiritul care este în compania noastră.
Florina, apropo de curiozitate, să știi că, uite, avem un tânăr care spune așa, că aș dori să mi se facă un rezumat, o descriere a unei fabrici din cadrul Holcim, cu ce se întâmplă acolo mai exact. Menționez că sunt foarte aproape de fabrica din Câmpul Lung și de când eram mic copil mă întrebam și eram curios în legătură cu fabrica Holcim. Dacă este, locuiește în apropiere de fabrica de la Câmpul Lung, recomandarea mea este să urmărească presa locală, pentru că noi anual facem porți deschise. Anul trecut, tinerii de la Alești au fost parte din acest program. La Alești, de exemplu, am avut 1700 de persoane care au venit și au văzut, fabrica de ciment. Organizăm astfel de porți deschise anual în ambele fabrici de ciment. Până atunci, până când o să ajungi într-o fabrică de ciment la porți deschise, pot să spun așa. Extragem calcar din cariera de calcar, pe care probabil că o vezi în apropiere de tine, pe care o transportăm pe niște benzi transportatoare în fabrică. În fabrică intră cu o granulație, intră într-o moară de făină unde se macină și ajunge la microni acea făină, că de aceea îi spunem făină. Făina respectivă intră într-un cuptor unde avem între 1400 și 1800 de grade Celsius. Se topește acea făină, se transformă în clincher, care este apoi măcinat, se adaugă diverse adaosuri, zgur și diverse adaosuri care produc până produsul final, care este cimentul. Cam asta este lanțul de fabricație a cimentului și, bineînțeles, partea de distribuire în expediție, unde cimentul se însăcuiește sau se livrează în vrac. În linii mari, acesta este produsul. Abia aștept să aud de la studenții mei ce am uitat, ce mai trebuie completat. Probabil că dacă mai au completări, o să revină cu ele. Ce vreau eu să te întreb, Florina, apropo de acest internship care va fi la finalul proiectului Profesii Bine Cimentate, știu că tu faci, te ocupi de selecțiile, nu? De selectarea studenților cu echipa, bineînțeles. Da, în echipa de resurse umane avem specialiști pe ambele fabrici de ciment. Studenții care aplică pentru Câmpul Lung au o persoană de legătură, cei care aplică pentru RMX sau pentru Somaco, la fel. Întrebarea... Doar să aplice, să specifice, pentru că există o scrisoare pe care trebuie să completeze, ca să vedem de ce își doresc să participe în acest program de internship. Și acolo trebuie să specifice pentru care dintre locații își doresc să facă internship. Da, voiam să te întreb ce anume cauți la ei, nu știu. Ce caut? Da, dă-ne două lucruri. Sinceritate și curiozitate. Există un video pe care tinerii îl fac, sunt câteva minuțele. Se înregistrează tocmai în a transmite de ce vor să se înscrie în acest internship, în acest program de internship. Acele, nu mai țin minte dacă sunt 2 minute sau 3 minute, Narcisa, mă corectez, te rog. 2 minute. 2 minute. Acele minute sunt cumva hotărătoare, dar bineînțeles faptul că noi ca și membrii ai echipei de resurse umane suntem alături de ei în atelierele tehnice și putem să interacționăm și să-i vedem
și altfel decât în interviu. Am înțeles. Florina, mai am întrebări pentru tine, dar aș mai vrea să fac o tură printre studenții noștri și să o întreb pe Daria. Daria, ești pregătită? Da, da. Să știu cum te-a ajutat pe tine acest program Profesii Bine Cimentate în cariera ta. Pot spune că mi-a lărgit foarte mult perspectiva asupra domeniului construcțiilor, că nu e vorba doar despre proiectare și execuție, cum credeam până atunci, și m-a ajutat să-mi formez o idee despre ce mi-ar plăcea să fac după facultate și în același timp ce nu mi-ar plăcea să fac. Foarte frumos. Chiar am să revin la tine să ne spui ce ți-ar plăcea și ce nu ți-ar plăcea să fac. Okay. Narcisa, la tine cum este? Faptul că acum ești proaspăt angajată a companiei Holcim? Da, m-a ajutat prin faptul că am acumulat o experiență practică, cât și teoretică, și după terminarea programului am realizat ceea ce îmi doresc cu adevărat să fac în viitoarea mea carieră. Badir, la tine cum a fost? A fost pentru mine prima experiență într-o fabrică așa de mare industrie și am luat o parte la o echipă foarte bună, unde am învățat într-adevăr cum se lucrează într-un mediu de lucru într-o fabrică și am avut și șansa să lucrăm în fiecare zi și așa am văzut și cum se lucrează zi cu zi și cum e într-adevăr viața la muncă la o fabrică de ciment. Adrian, pe tine cum te-a influențat în viitoarea ta carieră? Eu am realizat în 3 luni, cât nu am realizat în 4 ani de facultate, că e chiar profesia pe care vreau să o urmăresc, să urmez, pardon. Și de când am ajuns, am fost băgat în pâine din prima zi și chiar te-a făcut să te simți că ești de acolo și asta a contat cel mai mult. Am înțeles, mulțumesc. Florina, aș vrea să ne povestești puțin în acest program de internship. Cam ce se întâmplă după ce tinerii sunt selectați? După ce tinerii sunt selectați, avem la 2 studenți un mentor. Mentor care are în spate ani de experiență. Mentor care este alături de studenți pe toată durata celor 3 luni de internship. Este responsabil cu educarea și cu învățarea studentului a ce înseamnă munca într-o companie, ce înseamnă munca în echipă. Se dezvăluie din tainele cimentistului, ca să spun așa. E foarte important pe lângă toate cunoștințele tehnice pe care poate le-au învățat în anii de studenție și au partea de teorie și le vor pune în practică în cele 3 luni, este foarte important și dezvoltarea lor din punct de vedere social, din punct de vedere al interacțiunii cu ceilalți colegi. Este esențială pentru a-i pregăti pentru a se alătura companiei noastre sau dacă pleacă într-o altă companie. Cam asta se întâmplă. Sunt 8 ore pe zi de studiu, de practică, 8 ore pe zi în care ești alături de cel care muncește, de un inginer sau de un laborant, cum e în cazul lui Badâr, care a fost în departamentul de calitate și a fost înconjurat de foarte multe doamne, sau Narcisa, de exemplu, unde în departamentul de SSM marea majoritate sunt băieți, a învățat ce înseamnă să colaboreze și să se integreze într-un colectiv. Este foarte important, pe lângă partea tehnică, și acest aspect de întregire într-o comunitate în care se muncește. Mulțumim, Florina, pentru că ai amintit puțin mai devreme și ai spus că fiecare student are un mentor, da? Când intră în acest proiect. Aș vrea să intre pe studenții noștri prezenți în această seară alături de noi. Cum a fost legătura cu mentorul? Cum ai descrie relația pe care ați avut-o cu el? Și am să încep acum cu Adrian, pentru că totdeauna l-am lăsat ultimul. De data aceasta, uite, Adi, ești primul.
Cum a fost relația? Cu mentorul meu a fost una destul de specială. Ne asemănăm foarte tare și am reglat o legătură. Spune-ne întâi în ce departament ai fost și cine... Mentorul meu a fost Alin Dejeu și am activat în departamentul de proces. Am format repede o legătură destul de strânsă și m-a ajutat foarte mult să înțeleg ce se întâmplă în fabrică. Mi-a cerut de multe ori părerea, ceea ce m-a impresionat, să zic, prima dată. Și cam atât. Ok, mulțumim, Adrian. Daria, la tine cum a fost experiența cu mentorul? În ce departament ai fost, în primul rând, să ne spui? Eu am fost la stația de betoane din Cluj. Iar în relația cu mentorul, pot să spun că m-am simțit deschisă să pun întrebări și chiar încurajată să explorez toate domeniile. Deși nu pot să spun că am avut un singur mentor, deoarece toți din cadrul stației de betoane au fost dornici să-și împărtășească experiența lor și au avut multă răbdare să îmi răspundă la întrebări. Mulțumim, Daria. Bader, la tine cum a fost experiența cu mentorul, relația cu mentorul pe care l-ai avut? Eu am fost la departamentul de calitate, în laborator, și am avut o relație foarte bună cu doamne de la laborator. Ne-am înțeles foarte bine, am fost foarte deschis, am învățat mult de la ei și au avut multă răbdare cu mine și am fost tot timpul încurajat să pun întrebările și îmi răspundea oricând cu drag și a fost foarte frumos din partea lor și mi-a plăcut foarte mult. Mulțumim, Badr. Narcisa, pentru tine cum a fost această relație cu mentorul? Relația cu mentorul meu este una foarte bună. Este un om capabil, profesionist, dornic să împărtășească din experiența sa și mereu m-a ajutat ori de câte ori am avut nevoie. Mulțumim, Narcisa. Mă întorc la tine, Florina, pentru că mai am întrebări din partea studenților care ne urmăresc acum și ne întreabă dacă în ce orașe se pot face aceste internship-uri? Dacă se dorește internship în fabricile de ciment, așa cum menționam la început, avem la Aleș și la Câmpul Lung. În cazul în care se dorește în alte orașe, avem stații de betoane aproape în toate orașele din România, așa încât putem să alocăm tinerii și în stații de betoane aproape de domiciliul lor. Recomandarea mea este să încercați să mergeți de lângă domiciliu, așa cum Adi, Badrin au încercat să facă și altceva, da? Adică au ieșit din zona de confort. Există 3 luni acest program de internship. Îți dă ocazia să îți consolidezi cunoștințele pe care le-ai acumulat în universitate și să vezi și altceva. Este o ocazie pe care probabil că nu o să o întâlnești la tot pasul. De aceea, recomandarea mea e să îndrăzniți și să veniți dintr-un capăt în celălalt al țării. Noi anul trecut am avut inclusiv de la Iași studenți care au venit la Alești, în vestul țării. A fost super ok. Se poate alege orașul unde vrei să faci internship? Da, în cazul în care avem stație de betoane acolo, sau depinde ce specializare are studentul respectiv. Deci poate să aleagă, chimie, da. De exemplu, dacă are chimie, putem să-i oferim cele 2 fabrici de ciment. În stațiile de betoane putem să oferim pentru studenții în construcții, de exemplu. Am înțeles. Mulțumim, Florina. Mă întorc la studenții noștri și aș vrea să fac un tur printre voi și să ne spuneți care este experiența voastră din cadrul programului de internship. Și poate ne povestiți așa ceva dinăuntru, nu știu, un moment care v-a marcat sau care v-a plăcut foarte mult sau ați înțeles ceva anume. Cine ar vrea să înceapă? Fără emoții. Narcisa, hai să începem cu tine.
Experiența din cadrul programului de internship a fost una foarte frumoasă. Am învățat foarte multe lucruri noi, am întâlnit colectivul foarte deschis, profesioniști de la care mereu ai câte ceva de învățat și de aceea îi îndemn și pe studenți să participe la această experiență, fiindcă nu vor regreta. Ai știut de la început că vrei să fii la SSM? Parcă acolo a fost internship-ul, nu? Da, da. Oarecum da, fiindcă am terminat masterul în domeniu. Și ți-ai dorit acolo. Da, și mi-am dorit să fiu pe partea aceasta, mai ales văzând cât e de complexă fabrica, știam că implică multe pe partea aceasta. Bine, Narcisa, mulțumim. Adrian, cum a fost pentru tine experiența internship-ului și în ce domeniu ai realizat? A fost foarte fain, foarte frumos, foarte complex, amplu, a fost oameni foarte fain, colectiv foarte mișto. În departamentul în care am fost eu, trebuie să fiu în priză, să fiu tot timpul în priză, pentru că trebuie să găsești soluții foarte repede. Relativ, în ce departament ai fost? De proces, departamentul proces. De proces și acolo ai vrut de la început sau? Nu. Nu, n-ai vrut. Ia, povestește-ne puțin. Ce voiam. Eu am vrut Florina, un alt departament. Florina, te rog să intervii dacă e. Da. Cumva pentru că pe tinerii studenți eu i-am văzut pe parcursul atelierelor tehnice și i-am văzut în interviuri. Pe Adi nu mi l-am imaginat altundeva decât la proces. Și zic eu că a fost bine. Poate, Adi, vrei să povestești de câte ori ați mers să măsurați un anumit lucru. Pentru că asta e, adică dați din casă, dragilor, dați din casă. A fost mult trial and error. S-au repetat multe măsurători, pentru că niciodată nu reușești din prima să obții ce-ți propui. Dar până la urmă totul se reglează. Cum am zis, trebuie să iei decizii rapide în timp scurt. Și chiar am zis că contribui și eu. Părerea mea a fost ascultată de foarte multe ori și am avut așa un boost de încredere când mi se asculta părerea și opinia. Mulțumim, Adrian. Cum a fost pentru tine, Daria? În ce domeniu ai avut internship? Eu la stația de betoane din Cluj. Pe mine experiența m-a ajutat foarte mult de vedere profesional și nu numai. Am învățat multe noțiuni noi cu privire la producerea betonului, dar și partea de administrație sau departamentul de vânzări. Și toate astea, văzând așa fiecare părticică, am putut să-mi formez o imagine realistă despre ce mă așteaptă după ce termin facultatea. Și la tine, Bader, cum a fost? A fost o experiență foarte inedită și care mi-a depășit așteptarele. Am fost pe departamentul de calitate, fiindcă sunt student la facultatea de chimie și, într-adevăr, am pus în practică multe chestii care am învățat la facultate și am și lucrat cu aparatura care este în laborator. Și mi-a plăcut foarte mult acest program și acest internship. Am cunoscut foarte multe lumea și am avut relațiile cu care mai am legătură cu oameni de acolo și chestia asta chiar e foarte bună că am păstrat legătura bună cu oameni care lucrează acolo și am învățat foarte mult de la ei și sunt foarte recunoscător și bucuros că am avut această șansă să particip la acest internship. Mulțumim, Bader. Mă întorc la tine, Florina, și vreau să clarificăm, pentru că văd că sosesc mesajele și vreau ca studenții noștri care ne urmăresc să înțeleagă clar. Deci nu vor fi repartizați automat în stațiile de betoane, ci vor alege ei, da? Deci, primul pas este să aplice. Da, clar.
își vor exprima în aplicație dorința pentru o anumită locație, va exista un interviu, bineînțeles, și se va stabili apoi locația în care vor desfășura interviu. În funcție de specializare și de nevoia pe care o are compania. Acum, pentru că ne aflăm tot în acest proces de selecție, să spunem, al tinerilor în internship, cineva ne întreabă care este procesul de selecție în general în Holcim România? Ce trebuie să faci ca să poți lucra la Holcim? Noi avem pe pagina noastră de cariere. Dacă căutați cariere Holcim, pe pagina noastră de cariere veți găsi toate posturile vacante într-un anumit moment dat. Se aplică pentru acele posturi, depinde, pentru că avem o gamă variată, depinde de ce calificări sunt nevoie pentru postul respectiv. De cunoștințe avem și pentru junior, avem și pentru cei care au experiență. În funcție de aceste lucruri se face o selecție a CV-urilor concludente, după care urmează interviurile. Interviurile cu responsabili din HR, după care sunt interviurile cu managerii pentru poziția respectivă. Și apoi se ia o decizie, bineînțeles. Mulțumim, Florina. Revenim înapoi la internship și aș vrea să te întreb apropo de programul de internship, ce departamente participă anul acesta în acest program? În acest an vom avea internship-uri începând cu cariera, adică vom căuta studenți de la mine. Avem nevoie de studenți care termină chimie sau care sunt în anii 2, 3, 4 la chimie. Deci avem așa, carieră, calitate, mentenanță, de la mentenanță mecanică, electrică, automatizări. Căutăm și anul acesta SSM și mediu, pentru că experiența cu Narcis a fost foarte bună și atunci ne dorim încă o generație de studenți. Căutăm în continuare inginerii constructori. Da, pentru fabricile de ciment, dar și pentru stațiile de betoane și pentru SOMAC. Deci toate aceste profile sunt binevenite. Acolo unde studenții sunt foarte buni, foarte deschiși, sinceri, au acele calități pe care noi ni le dorim, putem să-i luăm chiar dacă nu sunt, uite, de exemplu, cum Adrian, care nu avea profilul de proces, l-am dus într-un departament de proces. Mai avem câteva exemple care colegi, de exemplu, un coleg care era student la inginerie civilă, a fost în calitate, tocmai în ideea de a încerca și altceva și a vedea ce îi se potrivește și de a vedea ce înseamnă să lucrezi într-o companie multinațională. Deci nu ne limită. Acum aș vrea să mă întorc la studenții noștri prezenți în această dezbatere și aș vrea, dragilor, să le dați un sfat sau o recomandare studenților care ne privesc și vor să se înscrie în acest program sau poate chiar s-au și înscris deja în acest program de profesii bine cimentat. Ce recomandări aveți pentru ei? Cine vrea să înceapă? Daria, hai cu tine! Eu i-aș sfătui să se țină de program, să aplice și pentru internship și să fie curioși, să pună întrebări, să-și dorească să cunoască mai mult și, nu știu, să încerce orice, că nu, până nu încerci, nu ai de unde să știi ce-ți place și ce ți se potrivește. Adrian, tu ce recomandare ai avea pentru ei? Încerce să profeseze profilele pe care le urmează la facultate. Eu am făcut înainte altă facultate în IT și până în momentul în care nu m-am angajat, adică în momentul în care m-am angajat, mi-am dat seama că nu-mi place.
Și atunci m-am axat pe altceva. Să încerci să facă, să-și urmeze profilul și să se angajeze din, cum ar fi acum la Holcim, să încerce să se angajeze pe profilul lor, să vadă dacă le place sau nu. Dar 100% la Holcim o să le plac. E foarte tare. Bader, tu ce recomandare ai pentru ei? Eu recomand cu încredere acest program pentru că pentru mine am pus în practică tot ce am, de exemplu, ce am învățat la facultate, am putut să văd într-adevăr cum se lucrează în laborator, cu ce materiale și într-adevăr îți dau ideea mare dacă să știi exact dacă ești în calea potrivită sau nu, că niciodată nu poți să știi că poți să absolvi facultate și după aia îți dai seama că nu vrei să continui în acest domen. De-aia e mai bine să pui în practică și să încerci chestiile noi. Și un exemplu internship-ul ăsta de la Holcim. Și tu, Narcisa, ce le recomanzi? Eu le recomand să aplice cu încredere pentru acest program, să ajungă până în faza de internship. O să le placă foarte mult și nu o să regrete această experiență. Există, Florina, probleme dacă studenții nu au experiență sau se ține cont dacă au mai lucrat undeva sau ceva de genul? Programul de internship este pentru studenți, că au experiență, că nu au experiență. Este un program pe care noi ni-l dorim. Nu suntem egoiști. Ne dorim să dezvoltăm niște competențe la tineri, indiferent dacă rămân la noi sau nu. Așa că nu este obligatoriu să ai experiență. Ne bucurăm dacă studenții sunt în comunități de studenți, au făcut, știu eu, voluntariate, dar nu este obligatoriu. Mulțumesc, Florina. Am să revin la studenții noștri și aș vrea să ne împărtășească câte un moment de pe teren, când au fost, nu știu, nevoiți să iau o decizie, alături de mentor sau poate chiar singuri. Cum a fost? Dacă au avut, dacă n-au avut? Un moment din experiența lor. Și tu, Florina, la fel aș vrea să te întreb, să te gândești dacă ai avut un moment de aha la interviurile pe care le-ai avut cu participanții pentru internship, dacă ți-a atras atenția ceva anume, cu mare drag ascultăm. Narcisa, pentru că la tine sunt provocările poate cele mai mari. Da. Fiind în acest departament, trebuie să colaborez cu diferite tipologii de oameni. Și trebuie să știi pentru fiecare ce abordare să folosești pentru a-i ajuta să înțeleagă că rolul nostru este cel de a-i face să conștientizeze că trebuie să se protejeze. Este cel mai important să se protejeze, iar prin instruirile pe care noi le facem, îi facem să conștientizeze riscurile la care se supun și cum pot ei singuri să se protejeze și să fie totul în regulă. Mulțumesc, Narcisa. Bader, care a fost experiența ta? Ai avut un astfel de moment, nu știu, când a trebuit să decizi ceva sau să faci ceva anume? Ți-a fost frică, ți-a fost teamă să spui părerea? Nu am avut niciodată experiența asta să mă gândesc mult să întreb sau ceva de genul, dar am avut un pic de responsabilitate, tot încadrat de mentor și tot timpul am reușit să rezolv ce avem de rezolvat atunci, nu știu, o analiză sau am avut șansa să fac multe analize. Și a fost chiar fain. Pentru tine, Daria, cum a fost? Nici eu nu am avut un moment în care trebuiască să decizi ceva sau așa. Eu am fost așa, cumva, în parte de observator.
am fost la multe șantiere când se livra beton și așa și puteam să observ tot ce se întâmplă, discuțiile și cam atât. Nu a trebuit să decid eu ceva. Am înțeles. Adrian, cum a fost la tine? A trebuit să iei vreo hotărâre cu ajutorul mentorului, bineînțeles. Hotărâre nu am luat, dar păreri mi-am spus și de multe ori, cam în area în care mi-am dat eu părerea, s-a rezolvat și problema. Asta am e minunat. Noi cam, eu, prin rolul departamentului meu, am fost cam peste tot și am făcut cam din toate. Și, cum am zis, părerea mea a fost luată în considerare de multe ori și de câteva ori chiar s-a soluționat cu această părere. Mulțumim, Adrian. Florina, ți-ai adus aminte de un moment din cadrul interviurilor pe care ai vrea să-l împărtășești cu noi? Aș vrea înainte să specific că cele 3 luni de internship sunt 3 luni de învățare. Da? Sunt 3 luni în care ei acumulează diferite noțiuni, diferite proceduri. De aceea, acele decizii de care pomeneai tu sunt luate împreună sau li se cerea, dar nu pot ei să decide. Bineînțeles, nici nu mă gândeam că... Fiind un proces de învățare, este un proces de învățare până la capăt. Eu voiam să aflu așa în profunzime un pic din experiența pe care au avut-o și să-mi fi povestit un pic un moment cu care poate s-au confruntat. Ei sunt foarte modești acum când spun. Narcisa, de exemplu, a venit cu o idee extraordinară în perioada de internship pentru a face instruirile pentru vizitatori online, înainte de a vizita, ca vizitatorul să ajungă în fabrică. Adi, de exemplu, știu foarte bine că de multe ori a venit cu idei foarte bune în proces. Badrin, la fel, în calitate. Doar că sunt foarte timizi și modești. Da? Ce pot să spun... Fiecare student în parte te impresionează în timpul interviului cu calitățile pe care le are și cu motivația pe care o are pentru a accesa acest program de internship. Pot să spun doar ca o regulă generală faptul că o mare parte din studenți au profile tehnice. Și unii dintre ei au avut ani de studenție, 1-2, în perioada de pandemie, ne-a afectat pe toți. Și sunt probabil, au învățat să se plieze și să pună problemele și să găsească soluții mult mai creativ decât generațiile anterioare. Asta pot să spun ca o concluzie generală. Aș mai avea o întrebare din partea unui student care vrea să se angajeze la Holcim. Spune dacă cei care au deja un internship făcut constituie un avantaj în fața celor care nu? Un internship făcut în cadrul companiei sau altundeva? Da, în cadrul companiei probabil se referă, nu știu. Sau pot să ne... spui care sunt diferențele și dacă contează acest lucru. În cazul în care poziția pentru care candidează nu necesită experiență, experiență mai mare decât acest internship, nu are importanță dacă este în internship la noi sau în altă companie. Mulțumim, Florin. Am întorc la tine, Narcisa, și aș vrea să te întreb care sunt pașii pe care i-au urmat studenții în acest program de internship? Nu v-am înțeles. Sau... Care sunt pașii pe care i-au urmat studenții în acest program de internship? De la învățare, experiența pe care o acumulez aici... Eu pot să vă zic că sunt angajată de 3 luni de zile și experiența este una foarte frumoasă. Încerc să mă implic în toate activitățile departamentului și
sunt pași micuți de învățare pentru a ajunge unde ne dorim fiecare. Mulțumim, Narcisa. Pentru că ne apropiem de final, Florina, aș vrea să revin la tine și aș vrea să te rog să le oferi o recomandare tinerilor care vor să intre în acest program de internship și în programul Profesii Bine Cimentate. Ce sfat le-ai dat? Ce i-ai sfătuit? Aș vrea să îi sfătuiesc să fie activi la toate modulele de soft skills. Sunt foarte importante. Abia aștept să-i cunosc în atelierele tehnice din fabrici și să aplice pentru internship, pentru că nu toți studenții aplică și pentru internship. Să aplice pentru internship pentru că e important să vezi și altceva decât ceea ce îți oferă universitatea. De asemenea, dacă mai ai vreun sfat pentru cei care vor să se angajeze în cadrul companiei Holcim? Să aplice. Să aplice, da. Primul pas pe care trebuie să-l fac. Mulțumesc mult, Florina. Înainte de a ne lua la revedere că ne aflăm pe ultima sută de metri, aș vrea să-i anunț pe studenții interesați de proiectul Profesii Bine Cimentate că se pot înscrie până la data de 26 februarie în acest program. Linkul de înscriere va fi pus de colegele mele în chat-ul acestui live, însă îl găsiți și pe pagina de Facebook a Școlii de Valori, în postările proiectului, dar și pe pagina de Facebook a Holcim și nu uitați să intrați acolo sau pe site-ul Școlii de Valori sau pe site-ul companiei Holcim, asta pentru a fi la curent cu toate informările despre acest proiect. Pentru ce cei care deja s-au înscris în acest program, veți fi adăugați într-un grup de WhatsApp și acolo vi se vor da toate detaliile de către managerul proiectului Profesii Bine Cimentate. Vreau doar să mai punctez că următorul webinar Profesii Bine Cimentate va avea loc pe data de 2 februarie, tot aici, live, pe pagina Școlii de Valori, unde vom avea alți invitați din cadrul companiei Holcim. Acestea fiind zise, vă mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat să fiți prezenți în această seară alături de noi și vă doresc o seară frumoasă tuturor!